cea de-a patra ediție a Festivalului Classic for Teens, festival care s-a născut în pandemie. Cred că a fost unul dintre puținele evenimente de mare amploare care s-au desfășurat în acea perioadă. Am avut noroc că zona noastră nu avea o incidență foarte mare de cazuri de COVID, așa că noi am avut bucuria și plăcerea să dăm naștere acestui proiect important pentru tinerii din județul Vrancea. Și iată că de la acea inițiativă care ne-a dat curaj, am ajuns la cea de-a patra ediție, pe care zic eu că anul acesta, ne va aduce mari surprize. În primul și în primul rând ne aduce artiști de foarte mare calibru. Nu știu dacă am exprimat bine maestro, dar așa o simt, în momentul de față. Eu sunt o persoană un pic mai... deci nu pregătesc foarte mult textele, deci spun ceea ce simt. Vom avea aici la Focșani peste 100 de artiști din 9 țări. Vom avea alături de noi și va deschide astăzi șirul evenimentelor ansamblul Violoncelissimo, condus de maestru Marin Căzacu. Eveniment foarte important și de suflet pentru noi, pentru că, iată, această deschidere cu acest ansamblu de prestigiu, cel mai prestigios ansamblu cameral din România, marchează astăzi două evenimente importante, nu? Primul eveniment din turneul național Violoncelissimo, clasic la puterea a treia, da? Dar și, iată, deschiderea ediția a patra a festivalului Classic for Teens. De asemenea, oaspeți importanți vom avea orchestra de cameră a Conservatorului Santa Cecilia din Italia, care va veni cu 30 de elemente aici la Focșani și ne vor dărui două concerte cu orchestră, două recitaluri de pian, două matinee, un recital de pian și vioară, deci un program foarte încărcat și foarte bogat, la care așteptăm să avem cât mai mulți participanți, cât mai mulți spectatori, nu doar tineri, dar și adulți, pentru că, iată, poate asta este o problemă și a noastră de comunicare de cursul anilor. Trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce facem noi prin acest proiect este foarte adevărat. Noi încercăm să facem educație culturală de la o vârstă fragilă. Mult în primul rând salut prezența celor prezenți în această sală mare a Consiliului Județean Vrancea. Doamna Moraru este, să zicem, familiar ca personaj în ceea ce privește cultura vânceană și îi mulțumesc pentru activitățile pe care le întreprinde și totodată asigurăm de tot sprijinul nostru în calitate de parteneri. De asemenea, salut și prezența domnului primar al municipiului Focșani, care s-a alăturat acestui demers și cu siguranță putem împreună să susținem astfel de evenimente. Chiar cred că la momentul acesta, la prezentarea pe care frumos a făcut-o doamna Moraru, Vrancea devine capitala culturală și mai ales Focșaniu. Focșaniu împreună cu Vrancea reprezintă o parte din istoria acestei frumoase țări, dar iată că astăzi, prin prezența și prin strădania organizatorilor, înțeleg că vom avea nume grele, nume mari, în Focșani, ceea ce ne bucură și ceea ce ne arată că și ne motivează pentru ca pe viitor să gândim și mai mult și mai amplu acest eveniment. Orice investiție în educație înseamnă investiție în viitorul acestui județ. Sunt convins că foarte mulți de aici, poate prin natura profesiei sau prin natura, de ce să nu spunem, și a educației, fie vor pleca, fie vor rămâne. Dar să știți că de un singur lucru nu veți scăpa. Sunteți din Vrancea. Și asta contează foarte mult. Ne interesează, în calitate de autorități publice județene și locale, să promovăm cât mai mult acest județ. Cu siguranță avem tot felul de breaking news-uri, tot felul de probleme, cu război la granițe, cu tot felul de amenințări. Dar cultura trebuie să reziste și reziste prin prezența voastră, prin implicarea voastră. Mă bucur să văd tineri că folosesc cuvântul clasic și dacă e și de muzică, și mai cântat, pentru că sunt convins că mai ascultați și manele, mai ascultați și alte lucruri, nu că ați vrea voi, dar trecând prin anumite localuri, nu? Anumite edificii, fără să vreți, între ghilimele așa, mai și ascultați. Este important să înțelegem istoria
și tradițiile acestea pe care le avem noi, în același timp trebuie să cultivăm și educația muzicală. Pentru că, ce să vezi, oricât am învățat, oricât am dorit noi să fim tari, muzica este cea care ne asigură armonia și, cu toate că ne dorim toți să fim într-o armonie, muzica ne arată cum. Și atunci, rugămintea mea este să susțineți, să participați și, din partea noastră, repet și închei, aveți tot sprijinul în ceea ce privește finanțarea, atâta timp cât Vrancea este miezul acestui eveniment. Eu vă mulțumesc și oricând, dacă aveți și voi idei, știți unde ne găsiți, ușile sunt deschise, suntem alături de voi și pentru voi. Dacă aveți voi viitor, avem și noi o pensie frumoasă. Mulțumesc foarte mult! Să avem un asemenea festival care să se adreseze în special tinerilor și stăteam și făceam așa o retrospectivă și mă gândeam, avem festival cu o tradiție foarte lungă și sper să ajungeți în această performanță cu acest festival. Vorbim de festivalul Florentin de Mar, care este un festival de peste 47 de ani în municipiul Focșani, de muzică ușoară, românească, de foarte mare valoare și de unde au plecat foarte multe talente care în continuare promovează această parte de muzică. Iată, avem și un avem folcloric care de asemenea promovează și menține vie tradiția folclorică. Avem și multe alte ansambluri folclorice în județul Vrancea pe care le sprijinim în toate acțiunile lor. Și cred că aceasta era o nișă neacoperită. Vorbim de muzica clasică. Pe muzica clasică, mai ales în zona aceasta a tinerilor, e mai greu digerabil, să spunem așa, o astfel de muzică, dar mă bucur că sunteți în număr atât de mare. Mă bucur că avem licee de prestigiu din Focșani, care iată își trimit, practic, delegații. Vorbim aici de liceul Colegiul Național Alexandru Acuza, de Colegiul Național Unirea, de Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Pedagogic, vorbim de celelalte colegii care au reprezentanți în acest concurs. Țin să precizez faptul că ne bucurăm foarte mult că sunteți în număr atât de mare, dar mi-aș dori și pe viitor, doamna Moraru, dacă se poate, să ne gândim să-l facem național sau, de ce nu, chiar internațional acest concurs, să invităm să participe și tineri din alte țări și, de ce nu, și din alte țări. Văd că aveți în staful dumneavoastră, v-ați adus colaboratori din Italia și mă bucur. Trebuie să menționăm faptul că acest concurs se desfășoară sub un alt patronaj al Ambasadei Republicii Italiene, al Ambasadei Republicii Moldova și al Institutului Italian de Cultură din București, iar directorul artistic al festivalului este doamna Mara Dobrescu, pianistă de origine română stabilită în Franța. Este un lucru extraordinar să vedem nume mari, nume importante din acest fenomen, care vin la Focșani, vin pe scenele foarte frumoase lăsate. Și voi, copii, știți acest lucru, lăsate în moștenire nouă focșănenilor de un mare filantrop, maiorul Gheorghe Pastia, care ne-a lăsat niște valori incomensurabile, acest teatru municipal, clădirea teatrului municipal și clădirea Ateneului Popular, maiorul Gheorghe Pastia, le-a lăsat nouă focșănenilor, brâncenilor, românilor, pentru a putea să promovăm tot ce înseamnă parte cultural-artistică. Și iată că ne ajută Dumnezeu să avem oameni de bază la conducerea acestor instituții care să ducă mai departe ceea ce a lăsat cu limbă de moarte maiorul Gheorghe Pastia. Și poate știți și mă bucur că sunt colegi de-ai voștri care beneficiază de bursele maiorul Gheorghe Pastia, burse oferite în urma unor selecții foarte riguroase celor mai talentați tineri care ne-au reprezentat și ne reprezintă în continuare cu succes în diverse activități pe care le desfășoară dumneavoastră, mai ales că duc mai departe numele acesta de Vrancea de Focșani. Și dovada clară că aici, la Focșani, se întâmplă în continuare lucruri frumoase și că focșănenii nu uită de unde au plecat și focșanii este, într-adevăr,
acasă, așa cum îmi place mie să spun, este și faptul că doamna Ioana Moraru este focșăneancă de-a noastră și chiar dacă a fost plecată departe de casă, s-a întors aici și asta trebuie să fie un exemplu și pentru voi, dragi elevi, dragi copii, pentru că oriunde veți pleca, oriunde vă vor duce pașii în viață, nu trebuie să uitați că Focșani este casa voastră și de aici, aici ați crescut, aici v-ați format și sperăm ca în continuare să ne bucurăm de rezultatele excepționale pe care voi le obțineți la toate concursurile, nu numai la acest festival. Și mulțumesc încă o dată tuturor organizatorilor, tuturor celor care s-au implicat, mulțumesc și Consiliul Județean că iată, putem face împreună lucruri frumoase aici la Focșani, în Brancel. Și sper eu ca în continuare să fie un prilej pentru a ne bucura de muzică frumoasă, de muzică de calitate, nu mă dumane, așa cum spunea președinte, deși este un trend. Mulțumesc și invitațiilor care vor fi prezenți pe scene în această perioadă, 9 zile, pe, iată, 9 zile, un lucru extraordinar. De obicei, aceste evenimente se desfășoară pe o perioadă mult mai scurtă, dar 9 zile, Focșani va fi o capitală a culturii. Bună ziua, mă bucur foarte mult să revin la Focșani. Dacă ați ști când am venit prima oară în Focșani, vă spune ceva data de 26 aprilie 1986? Deci eram pe scena Teatrului Municipal din Focșani, împreună cu Orchestra Flamuncii George Enescu, cântam un concert Tchaikovsky și se întâmpla foarte aproape de noi, acum astăzi e un război. Și atunci a fost explozia de la Cernobâl. Deci mă întorc după atâția ani în acel teatru. Între timp am mai fost prezent la cel puțin 7-8 evenimente în sala Ateneului Popular, Maior Gheorghe Pastia. Am venit diferite ocazii, diferite formule, de data aceasta sunt împreună cu studenții mei. Să știți că sunt profesor la conservator sau cum astăzi se numește Universitatea Națională de Muzică din București, predau violoncelul. Între timp sunt și directorul Filarmonicii George Enescu, care are sediul la Ateneul Român. Iată și coincidența, aveți dumneavoastră un Ateneu, există și un Ateneu și la București. Iar muzica pe care noi vă propunem astăzi, să știți că văd atât de mulți tineri, vă rog să nu lipsiți, pentru că vă veți bucura din plin de ceea ce vreți să auziți, pentru că vom cânta de la baroc la rock, adică muzica generației dumneavoastră. Și de cine va fi cântat, în afară de mine, care sunt, să spunem, dintr-o generație diferită față de a voastră, ca să vă spun că sunt prea bătrân sau prea mai bătrân, cei care vor cânta vor fi tineri între 16 și 28 de ani. Care vor cânta alături de mine. Așa că să nu ratați acest concert, muzică de film, știu că vă place și Michael Jackson, veți avea parte și de muzica lui și muzica filmelor Game of Thrones, Pirații din Caraibe, The Final Countdown, dar și muzică clasică și o să vedeți că am să vă explic fiecare piesă în parte de ce face parte din acest program. De ce muzică? Muzica, să știți, este cea mai frumoasă și cea mai directă formă de comunicare interumană. Nu există altă formă. Sigur, limbile străine sunt foarte utile, dar în cazul ăsta nu e nevoie. Noi nu puteți să traducem absolut nimic. Veți simți toată muzica, toată ființa dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc focșănenilor și vrăcenilor și domnului președinte, domnului primar, că aveți acest eveniment. Este nevoie de așa ceva. Muzica în școli știu că nu se mai predă. Și să știți că dacă vreți să aveți un nivel mai înalt de educație și de cultură, nu evitați muzica să o ascultați. Pentru că muzica, în general, noi cei care o practică, vă spun din start, noi suntem, ne considerăm cei mai fericiți oameni de pe lume. Pentru că suntem comunicativi, suntem între noi, ne bucurăm enorm de ceea ce facem și faptul că vă putem dărui și dumneavoastră din momentele de emoții pe care noi le trăim cu aceste ocazii, sunt lucruri extrem de importante pentru noi. Grație, în primul rând, doamnei Ioana Moraru, care a avut această inițiativă extraordinară să creeze acest eveniment pentru focșăneni și, desigur, și organizatorilor care au susținut această idee, domnului președinte al Consiliului Județean, domnului primar. Sunt foarte onorată să mă aflu pentru prima dată aici la Focșani. Încă nu am apucat să văd foarte multe din acest oraș, dar atât cât am văzut, mi se pare foarte frumos. Am văzut poze cu teatrul, arată extraordinar și abia aștept să am acolo un recital în data de 22 septembrie.
Va fi un recital eveniment și pentru mine, dar și pentru România, sper, pentru că este o premieră când pentru prima dată integrarea studiilor de execuție transcendentală de Franz Liszt. Este un program extrem de ambițios, care nu a mai fost făcut până acum în România, ca integrală. Așa că sunt foarte bucuroasă și onorată că voi debuta atât eu, cât și acest program aici la Focșani. Da, sunt foarte bucuroasă de asemenea să pot susține acest masterclass aici. Așa cum am înțeles, vor veni elevi și studenți din toate colțurile țării. Sigur, doamna Moraru a spus deja, am auzit că vor veni de asemenea și de la Cluj, va veni cineva, deci iată, din orașe îndepărtate vor veni aici la Focșani și sunt foarte onorată să am această ocazie. Eu sunt una dintre tinerele care, așa cum a spus domnul președinte al Consiliului Județean, a plecat într-adevăr din România imediat după bacalaureat. După ce am terminat liceul de artă din Craiova, am plecat în Viena, unde am studiat la Universitatea de Muzică și acum sunt stabilită în Viena, dar îmi doresc foarte mult să dau ceva înapoi țării care m-a format. Sunt foarte bucuroasă să pot să revin aici în România, ori de câte ori am ocazia, și să împărtășesc din cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul anilor cu cei din generațiile mai tinere. Sunt, bine că sunt în viață. Într-adevăr, mă bucur și eu că, iată, Classic 14 a ajuns la ediția 4-a. Sincer, după prima, nu m-aș fi așteptat să continui. Dar, iată că la Focșani și aici în Vrancea, faptul că edilul orașului, președintele Consiliului Județean, sunt oameni care respectă educația și iubesc actul de cultură, se reflectă și în ceea ce se întâmplă la Classic 14 prin susținerea financiară și logistică acestui festival, care, după câte încep eu să simt, va rivaliza cumva cu Festivalul Ionescu de la București și sperăm, știu eu, în vreo 10 ani să ajungem la un nivel de performanță în care, într-adevăr, lumea întreagă să știe despre Focșanul în ceea ce privește muzica clasică. În Focșani a existat întotdeauna o tradiție, domnul Cazacu cu siguranță știe despre filarmonica de la Focșani, condusă de maestru Silviu Zavulovici, care, mă rog, cu dezmembrările teritoriale, nu teritoriale, administrative ale anilor 60, s-a mutat la Galați. Dar iată că spiritul muzicii clasice rămâne aici la noi la Focșani și este întreținut cu siguranță și de tinerii elevi de la Liceul de Muzică și Arte Plastice Gheorghe Tătărescu din Focșani, dar așa cum știu, și de foarte mulți tineri de la alte licee care sunt pasionați de muzică și care, iată, reușesc să performeze în orele lor libere în această zonă a muzicii. Ce microfonul, dacă nu pot vorbi și fără. Sunt Alexandra Cherciu, sunt compozitoare, sunt doctor în muzică al Universității Sorbona și profesor de pian la Colegiul din Olimpiade din București. De anul trecut am fost impresionată de iureșul de evenimente pe care le-a desfășurat Festivalul Classic 14. Atunci am cunoscut-o pe doamna Iara Molaru. Însă mi-a propus anul acesta să particip în jurul concursului internațional pentru tinere din Olimpati, care a avut loc zilele trecute sub președinția domnului Cosimo Damiano Lanța, profesor, pianist, concertist și compozitor. Am avut bucuria că Focșărean de-al nostru, care acum a studiat puțin și la Olimpati și acum este student la Weimar, a câștigat premiul întâi și premiul întâi absolut. Este un băiat absolut excepțional, Matei Lăpunț, pe care cu siguranță îl știți, cu toți copiii. Și este Bursier Pastia, a primit și o bursă de studiu din partea Fundației, din partea Asociației Pro Patria. Și discutam zilele trecute cu doamna Mira să aducem un jur internațional, să lărgim, sigur, și spectrul secțiilor
prezente la concurs. Anul acesta s-au prezentat secțiile chitară, suflător, canto clasic și pian. Și dânsa are un entuziasm deportant și aproape că nu există nimic care să-i stea în cale și am asistat și la, și încă voi fi implicat în festival, și la logistică și la sediu. În fiecare zi lucrez cu tinerii.